Iertați incoerența, nu aveam de gând să postez un cuvânt, dar aș vrea să subliniez un aspect legat de personalitatea părintele Nicolae. Am înțeles că a fost lucrător, am înțeles că a fost îndrumător, profesor, dar aș vrea să vă aduceți aminte de el ca părinte. Să știți că nu părintele, nu timpul a fost peste părintele Nicolae. N-a trecut timpul prin părintele Nicolae. Și părintele Nicolae a fost deasupra timpului. În relația dintre om și timp, cine sau cel ce dăruiește mai mult, acela este mai cuprinzător. Părintele Nicolae a dorit calitate timpului. Și lucrul acesta l-a simțit fiecare dintre dumneavoastră. În momentul în care ați stat lângă dânsul, ați simțit căldura lui? Ați simțit. Mângâierea lui ați simțit-o? Ați simțit-o. Vă aduceți aminte? Mâna aceea pe obraz, cui a pus mâna? Părintele pe obraz și a zis, dragă. E, vedeți. Deci asta, deja o să dacă o simți mâna aceasta pe obraz, deja aleg părintele lângă tine. Ce mai dorit timpului? Bună cuvință. N-ați văzut o reacție ieșită din comun. N-ați văzut, l-ați văzut multă nervos. A s-o toată țipând. Bună cuvință. Și mai aveam un lucru care e destul de dificil de așezat într-un om. În același timp să fii și smerit, dar și de. Vorbirele sunt incompatibile. Și cu toate acestea, o cruce, dacă ea nu poate fi sfărâmată, ea să știți că se poate pleca la pământ. Până jos. Acesta a fost părintele Nicolae. El nu a fost format. A știut și a așezat jos. Însă, să fie de. Apoi, abia la sfârșit, în ultimii ani, a început să vorbească despre suferință, însă în rest, n-auze de suferință. Ați auzit că s-a plâns? N-ați auzit. A fost deasupra timpului, dar timpul a vrut să-l îngenuncheze pentru că timpul nu vrea să fie biruit. Și atunci i-a mai trimis o săgeată, o boală, o suferință, un necaș. A zis, stă-te jos, stai jos. Și el a zis, mă așez. Dar mă așez în genunchi în fața lui Hristos. Nu în fața ta. Și lucrul acesta v-a învățat și pe dumneavoastră. Și lucrul acesta l-a văzut la ucenicii părintele Nicolae. Pentru că el v-a învățat în anumit fel. Îl văd la părinții coslujitori, anumite gesturi. Și parcă îl văd pe părintele Nicolae. La cei cu care stau de vorbă dintre dumneavoastră, cuvintele părintele care sunt impropriate și aproape că aveți impresia că sunt ale dumneavoastră, dar de fapt, ele sunt așezate pe făgașul sufletului de părintele Nicolae. Aceasta este calitatea despre care am vrut să vă vorbesc. Aceea de părinte, de modelator. Câți n-ați stat în partea aceasta la coadă să vă spovediți? L-ați văzut stând jos? Nu l-ați văzut. Avea această putere de a-L mărturisi pe Hristos în picioare. Eu, ca preot, când spovedesc, mă așez pe scaun. Părintele Nicolae, la vârsta sa, stătea în picioare. Și lucrul acesta nu pentru a arăta altora că este puternic, ci pentru că, în primul rând, vă respecta pe dumneavoastră și vă iubea. Și aș vrea să vă mai aduc aminte de un lucru. De chipul, așa cum spunea domnul Stelian, chipul luminos. Și foarte, foarte bună așezarea acestei fotografii a părintelui Nicolae pe volon, când zâmbea. Părintele Nicolae zâmbea și era trist.
Părintele Nicolae, când dorea să-ți transmită o stare bună, ce făcea? O rostea o poezie sau îți cânta ceva. Un cântec popular, așa că spunea și domnul profesor. Îți cânta. Sufletul său era vesel. Și pentru aceasta Dumnezeu a poruncit timpului să-l țină. Și a ajuns la postul aceasta. Și închid spunându-vă așa. Se vorbea despre faptul că Părintele Nicolae este printre noi. Și aș vrea să vă spun un lucru, că dacă ar fi printre noi, ne-am izolat unul de celălalt. Eu aș vrea să spun că Părintele Nicolae e în noi. Dacă ar fi printre noi, când plecăm acasă, îl lăsăm aici. Dacă este cu noi, atunci luăm acasă. Așa că, iubiții mei, căutați-l acolo, în icoana sufletului, așa cum v-a pus dânsul cuvintele bune și vă dăm așa un sfat, acela de a vă ruga pentru dânsul toată viața. Pentru că a fost tată, a fost părinte și așa avem datoria să-i rugăm pentru părinții noștri. Doamne ajută! Thank you.